Este o iubire cam povește. Am vrut doar să semnalăm asta apropo de odraslele oamenilor politici, că tot îi enumeram noi zilele trecute. Iată că există și cazuri în care așchia nu că sare departe de trunchi. Sare unde nu mai găsești niciodată. Dacă o vedeți pe Alexandra Dragnea, care are, iată, nicio legătură cu... decât, sigur, domeniul, decât avuția, decât toate astea. Astea, da, dar în rest, așa când te uiți la ea, Dumnezeule, n-ai zice că este fica mustăciosului de Liviu Dragnea. Acum, cum a început această poveste între ea și Alex Mațaev, un moldovean de peste Prut? Ea s-a dus pur și simplu pentru că era liberă, se despărțise de un fiu de pedelist. Fiu de pedelist de frunte din Teleorman. Era singură și știți cum sunt femeile, la un moment dat au două caracteristici, ori se adâncesc într-o tristețe de asta implacabilă, pentru că au fost dezamăgite de ultimul iubit și nu-și mai găsesc niciodată pe nimeni, sau din potrivă, a la second, fug repede spre o altă iubire, tocmai pentru ca să o uite mai repede, să-l uite pe nenorocitul ăla care le-a făcut să piardă ani din viață, sau mă rog, măcar secunde din viață, dacă nu e vorba de ani, da? Din vina lui și așa mai departe. Se pare că Alexandra Dragnea intră în această a doua categorie. Deci cum s-a despărțit de iubitul ei, fiul de pedelist? Acum nu întrebați cum de ajunsese chiar în brațele ăstuia, soarta. A plecat direct la București, da, și s-a dus la X Factor. A venit ca susținătoare, dar se pare că era deja îndrăgostită de la televizor, de acest Mațaev. A venit în culise, am înțeles că și Robert Turcescu s-a fi îndrăgostit tot așa, această domniță excepțională, Oana Nițu, sau cum o cheamă, era telespectatoarea lui, după aia a devenit spectatoarea lui, în fine, ceva de genul ăsta, e normal să se întâmple așa când ai o astfel de notorietate. Deci a fost dragoste la prima vedere. De cum a văzut-o Alex Mațaev și a dat seama că este iubirea vieții lui, numai că nu știa dacă are voie să pună direct mâna pe ea. Ei, vă dați seama când omul ăla a auzit a cui fică este, noroc că Mațaev nu știa cine-i Dragnea. Dar pentru un om normal, un om obișnuit, un om informat, să spunem așa, fi rămas siderat. Și cum o asemenea bunățiune să fie fica lui Liviu Dragnea? Atunci când am văzut-o, am înțeles că îmi place foarte mult și nici nu bănuiam că așa se va întâmpla. Dar imediat după X Factor ne-am întâlnit și așa s-a legat toată povestea. Probabil că a fost o primă șaormă, după care au mai ieșit iarăși împreună. Apoi am aflat că este fata unui politician atât de cunoscut. Nu l-am cunoscut încă pe domnul Dragnea, poate mai încolo. Nu vă grăbiți. Dar știți că nu pierdeți nimic. Cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Cine știe, zigurile rele, poate chiar la penitenciar. Să-l cunoașteți pe domnul Dragnea. Nu mi-e teamă niciun caz de dânsul, pentru că e iubirea între noi și atât. Povestește. Știi că uneori iubirea, oricât ar fi de atât, nu ajunge, mai ales că dacă îți ține Dragnea un discurs, s-ar putea să îți pară rău că l-ai cunoscut. Dar, în orice caz, avem atâtea vești bune, Turcescule, să-ți meargă bine. 10 case de piatră. Dar nu e vorba de Robert Turcescu, că el nu are chiar atâtea, dar este vorba de măritișul la care am asistat și noi de la distanță, cu o falcă în ceriu și una în pământ, măritișul Ilincăi Nichita, fica primarului de Iași, ați văzut-o în imagini, fată frumoasă și ea, ei bine, au reușit să strângă de la nuntă 500.000 de euro. Asta înseamnă 10 case de piatră medii a 50.000 de euro bucata, asta după calculul pe care l-am făcut, în condițiile în care un simplu nuntaș a închinat între 2.500 și 3.000 de lei, adică între 500 și 700 de euro, dar sigur asta nu e mare lucru pentru că se adaugă darul părinților, așa, cele două perechi de nași, așa, plus 11 miniștri, asta da, nuntă, în frunte cu premierul și cu cei doi vicepremieri. Ce spune Gheorghe Nichita, pentru că n-am mai avut timp în Iureșul ăsta să avem și prima impresie a socrului mic, este încântat de ginere și de faptul că și-a văzut una dintre cele două fiice la casa ei, mă rog, la cele 10 case, mai exact. Și acum o să vedeți, de fapt, cine este acest Cosmin Livezeanu. Un tip foarte serios, foarte, foarte serios, foarte sobru, volubil și la propriu și la figurat, pentru că este un fost sportiv, un schior perfect,
un notător foarte bun, a făcut polo, bă, uitându-ne aici, aș fi zis că e un siriac. Hockey n-a făcut, nu zice Nikita, a învățat-o să schieze pe fiică mea și este unul care schiază pe pârtiile cele mai dificile. Asta nu-i bine. Așa s-a curățat și Michael Schumacher. E o minte foarte ageră, evident, dacă a fost sportiv, n-are cum să n-aibă minte ageră, și un foarte bun profesionist, un gospodar desăvârșit, care știe să facă tot ce înseamnă mâncare. Deci de asta l-a luat. Gătește extraordinar. Păi o să-l vedem jurat cât de curând la emisiunile astea de profil. Au ceva ani de când sunt împreună. Deci i-a tot gătit. Și eu sunt bucuros că nu este o căsătorie făcută cu picioarele. Acum, să mă iertați, domnul Nikita, dar orice femeie trebuie să intre un pic și cu picioarele în căsnicia, firea al dracului de căsnicie, că n-am mai văzut femeie să fie luată de nevastă și să n-aibă niciun pic de picioare. Picioarele sunt esențiale, domnul Nikita. Cum nu e cu picioarele? Gătești cu picioarele, o așezi cu picioarele pe masă. Sunt o sumedenie, nu să mă învăț eu acum. Da? Fără picioare, nimic astăzi, ziua de astăzi cel puțin. Poate că pe vremea noastră, când ele stăteau sub masă sau sub plapumă, nu era chiar așa, dar să știți că astăzi poți să știi tu să gătești, poți să te dai cu schiurile, poți să te duci să te stai în cap, dacă vrei, dar n-ai picioare, mai ales ca femeie. Și ca bărbat sunt importante uneori. Da, ești mai volubil cu picioarele, după cum spuneți și noastră. Bă, dacă am muiere, n-ai nici picioare, pe atunci să mă ierte Dumnezeu, dar ce ai? Că doamna nu cumva credeți că a luat-o pentru... Da. Nu, a luat-o pentru piciorușe, bineînțeles. Și sper că măcar la acest capitol să și corespundă. Ce mai spune tovarășul Nikita? Deci au avut timp să se verifice. Interesant, așa se spune deci la Iași. Să se cunoască. Au stat împreună până acum, așa cum este normal astăzi să se cunoască doi tineri care vor să-și întemeieze o familie, a declarat baronul nostru preferat de Iași. Eu nu știu dacă e așa normal, totuși în ortodoxia asta, să stai împreună, să te verifici așa. Păi cât s-au verificat, domnul Nikita? Cât să te verifici? Până unde poți să verifici totuși o femeie? Sau l-a verificat ea pe el? Bă, dar cât totuși? Dar să stai ani și ani de zile... Ajungi până la urmă în fața părintelui și ce-i spui? Știți, nu mai e niciun suspans pentru noi că ne cunoaștem, ne-am verificat. Nu-i frumos. N-ar fi fost mai bine, de exemplu, să se verifice ani de zile după nuntă? Nu așa e datina la noi? În calitate de primar PSD-ist, feroce baron de Iași. Lucrurile astea nu se spun, că nu suntem încă într-o democrație. Domnul Nikita, dumneavoastră tocmai păstoriți pe partea cealaltă. Mie mi s-ar fi părut mult mai interesant ca cei doi să nu se cunosc. Dar de asta s-au luat. Să existe un pic de suspans, să existe un pic de mister. Fă aproape că te faci de râs. O duci și fără picioare la altar sau unde o fi dus-o la praznicul ăla extraordinar. Râs verificată, mai e. Păi ce dragoste mai e în cazul ăsta? Deci aici trebuie totuși un pic să le atragem atenția celor implicați, că sigur, o fi fericirea mare, dar este necuvincios ce se întâmplă, suntem cu mortul pe masă, ați văzut în alt prea sfinția asta, n-ar fi acceptat chestiunile astea și cine știe, poate unde va fi turnat la un moment dat, dacă n-a și făcut-o cumva. Bun, acum ajungem și la imnul naționalei de fotbal, așa un passant, ci că avem un nou imn care se numește Hai România, într-adevăr, excepțional titlu, este cântat de trupa Iris, numai că l-a deranjat pe președintele CNCD, prietenul nostru Astalos Ciaba Ferenc, care l-a găsit totuși nu tocmai inteligent, ca să-l cităm, și anume la un moment dat se spune în acest imn, ori învingem, ori murim, pe de altă parte asta este ceva firesc în fotbal, nu trebuie să ne indignăm, și de asemenea apare un vers în care se spune pe ei, pe ei, pe mama lor. Numai că lui Astalos Ciaba Ferenc nu-i sună prea bine, pentru că România urmează să întâlnească Ungaria pe 11 octombrie la fotbal, pe Arena Națională, și omului nostru îi se pare că e suficient un simplu chibrit pentru ca situația să se inflameze. Pe de asta spuneam și noi. Atunci autonomia cum e? Dacă noi ne inflamăm de la un simplu chibrit. N-ar fi mai bine să renunțați la ideile de autonomie în cazul ăsta, că acolo vă spun eu că se inflamează chiar mai rău
decât de la un chibrit. Ma, nu poate nici Iris să cânte numai despre dragoste toată viața. Trebuie să mai aibă și un pic de adrenalină și când e vorba de sport, așa se spune, ori învingem, ori murim. Sunt vorbe goale, evident. Nu moare nimeni după o chestiune de genul ăsta, dar probabil că și ungurii au imnul lor, da? Dacă vor veni ultrașilor, că am înțeles că le plătește federația biletele după pocinogul cu Irlanda de Nord și vor veni mai bine de 1000 de maghiari la meciul cu România, care vor sacaja, cum se spune, da, în limba română, Neaușă, Pantelimon. Și nu va mai rămâne practic nimic din sectorul Onțanu, pentru că 1400 de unguri aproximativ, poate cine știe, vor fi chiar mai mulți, unii nerepertoriați, toți ajungând acolo în sânul lui Avram, da, cred că vor devasta, nu m-a fost un electroaparataj de să construiești acum o mare molcică sau magazinul de lângă, dar mai sunt niște piațete pe acolo, mai dau peste niște parcuri, o să distrugă, cred că suficient. Așa că lăsați-o cu imnul, că asta e doar apă de ploaie. Hai, rămânem un pic la prietenii noștri udemeriști, care prin vocea liderului lor, Kelemen Hunor, prezidențiabil, au declarat că Uniunea a analizat sub toate aspectele rămânerea la guvernare și trecerea în opoziție și a ajuns la concluzia că totuși mai multe argumente au fost în favoarea menținerii în executiv. Da, deci au pus problema, mă, are să analizăm cum fac ei, trebuie să discutăm. Așa, au discutat, ce mai bine, să rămână la putere sau să se întoarcă în opoziție? Mai bine la putere, au zis. De ce suntem în guvern în continuare? Bineînțeles că nu ne spun nimic. Fiindcă noi am analizat toate aspectele guvernării și toate aspectele trecerii în opoziție. Și în acest moment am avut mai multe argumente, probabil 15 la 13 sau la 14, pentru a rămâne cu toate aceste probleme în guvern. Deci Ciolanu, până la urmă, a fost mai important. El a arătat că UDMR este la guvernare și în condițiile în care PSD nu susține proiectul autonomiei, dovadă că, de fapt, nu avem niciun motiv să rămână și că e doar Ciolanu. Mai ales, atenție, stupefacție, nici n-au solicitat nimănui susținerea acestui proiect. De altfel, au fost acuzați în maghiarime că n-au interesul autonomiei, populația maghiară, da, dar nu liderii formațiunii, aceștia încercând doar așa la cacealma acest proiect, tocmai pentru a le demonstra etnicilor că fac ceva și pentru ei. Nici nu am cerut susținerea PSD, a spus Kelemen Hunor, nici UNEPR, nici PC. Trebuie să vă spun că nu am cerut susținerea colegilor noștri din PP, a domnului Blaga, a domnului Iohannis sau a doamnei Udrea, a spus președintele candidat la Cotroceni. Deci ei n-au cerut absolut nimănui sprijin. Bine, asta e tot o formă diplomatică de a nu spune lucrurilor pe nume. Or fi cerut ei, dar văzând că nu se poate, așa e mai mândru unguru. Să-mi spună, nici nu am vrut. Păi atunci la ce te-ai mai chinuit, mă, cu proiectul ăsta? Kelemen Hunor a ținut să precizeze că și prin proiectul Uniunii privind autonomia ținutului secuiesc nu se dorește enclavizare. Nu știu de unde a auzit el termenul ăsta. Nu are proiectul nostru legătură nici cu Moscova, nici cu Crimea, nici cu separatiștii. Noi nu am spus că vrem separare, enclavizare stat în stat. Mă delimitez de orice asociere cu Moscova și de ce se întâmplă în Ucraina. Nu vrem să plecăm din această țară, a mai spus Kelemen Hunor, iată, care pare să se împace de ochii lumii cu situația de față. Când vorbim de autonomie, toată lumea inflamează și întreabă. Dar când vorbiți de autonomie, voi la ce gândiți? Poate că, în primul rând, trebuie să spunem la ce nu gândim. Nu gândim niciodată, nu gândim la separatism. Nu gândim niciodată, nu gândim la enclavizare. Niciodată nu gândim la statalitate. Noi, când vorbim autonomie, vorbim subsidiaritate, descentralizare și, adevărat, acolo unde comunitatea maghiară trăiește în număr semnificativ, adevărat, gândim la chestiuni lingvistice. A spus Kelemen Hunor, dând practic un recital, iată, de limbă română, păi Alde Pricopie sau Maria Grapini au auzit de asemenea cuvinte. Separatism, enclavizare, statalitate. Și asta, bă, subsidiaritate. Bravo, tovarășul Hunor.
În condițiile astea, chiar aveți dreptul să obțineți spre 5%. Adică cu peste 2% mai mult decât Monica Macovei. Face și Sila Ghijold un 0,65. De ce nu facă? Deci asta ar duce maghiarimea undeva către un maxim istoric de 6%. Cine știe? Deși ni se spune că sunt tot mai puțini unguri, iată că ei... Ama, teoretică, poate nu va obține 5%. Chiar la mea, unor. Da? Sunt cimitire și în Harghita și Covazna, asta să știți. Bun, ajungem la Dan Voiculescu, pe care văd că Traian Băsescu nu l-a menționat. Ce pe să semene Traian Băsescu, cum spunea cineva, tot mai mult cu noi? Sigur, asta ne, să spunem, încântă, da? Nu este, o spun așa, gâdilat, cumva. Discursul lui Traian Băsescu, dacă l-ați observat în ultima perioadă, începe să semene tot mai mult cu discursul acestei emisiuni. Sigur, Traian Băsescu fiind un telespectator al acestei emisiuni, nu e nicio surpriză. Dar iată totuși că pe final, acum s-a molipsit, am auzit ce vorbea despre oamenii politici, pe cam asta susținem, domn președinte, și noi. De atâta timp. Mă sigur că una este să le spunem noi și alta să le spuneți dumneavoastră. N-a vorbit însă Traian Băsescu, n-a vorbit însă de Varan. Uite, a atacat, a vorbit și de Bârlădeanu. I-a spus domnul Bârlădeanu. Mai țineți minte, mă? Povestitul domn Bârlădeanu. Alăturat, sigur, nefericit aici, nefericit pentru el, alături de Ilie, de ăsta, de Ion Iliescu, de că mă și încurc, de Ion Ilici Iliescu și de Adrian Năstase. Ei l-au școlit, da, și ni l-au prezentat gata, fezandat, probabil după 15.000 de teste, pe tovarășul Victor Ponta. Deci el este copilul lui Aldei Iliescu, Năstase și Bârlădeanu. N-a zis nimic însă de Dan Voiculescu, care sigur că are și el o parte din meritele pe care le duce după el astăzi Victor Ponta, pentru că și Varanu are rolul lui, sigur, la maturitatea domnului Ponta, dar a contribuit nițel. Da? Prin cafenele, prin cârciumi, Dan Voiculescu a avut și el un rol esențial, mai ales că i-a fost gazdă lui Victor Ponta, care dacă nu săracu unde stătea, în corturile alea chinezești la care visează. Nu, stătea la Antena 3, că la Antena 3, da, nu era în curte. Era, poate, în palatul lui Dan Voiculescu, da? Și acolo a fost bine primit, probabil bine servit, bine tratat, tovarășul Ponta, de la dulceață și, dar nu pusă în șoșoni. Pe măsuță, acolo, cu apă minerală, țin minte și acum bulele alea ale domnului Ponta, cum se rățoiau ele la națiune, de acolo, din paharul domnului Gâdea. Ei bine, ajungem iarăși să devenim nostalgici. Varanu din pușcărie, aflând de tunetele și fulgerele domnului Traian Băsescu, i-a atras atenția acestuia să nu se mai războiască cu jurnaliștii, să vină direct la el. Nu i-ar fi foarte ușor lui Traian Băsescu să-i dea un pumn lui Dan Voiculescu printre gratii. Nu știu dacă l-ar avantaja chestiunea. Și atunci, sigur că ideea de a te război cu cei care încă sunt afară poate să fie mai viabilă. Asta am făcut eu, Băsescule, și o să vă spun imediat ce, Radio Romantic. Și acolo la el, în pușcărie, Dan Voiculescu trăiește într-o celulă 3x4, da? Unde aproape că nu reușește să coboare, așa cum făceau divele alea când pozau pentru calendarele Pirelli. Stăteau lipite, sânii umeziți de o ploaie de aia bicizdică de vară, lipite de cât un perete și se scurgeau așa încet, 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 până când își îndoiau genunchii, după aia să lichefiau așa în apele Mediteranei sau Mării Ionice sau mai știu eu unde, cu gust de ciclade, așa. E bine, așa face și Dan Voiculescu, pentru că altfel nu poate să ajungă în pat. Atât este strâmtă celula. Încet, când se hotărăște, într-adevăr, da, să decide să-și închidă toate sertarele și să meargă la culcare, încet, încet se lasă pe vine, mă, la el nu-i simplu la vârsta lui, și baia, ajunge peste arcurile alea înfiorătoare în pat, pentru că e complicat altfel, trebuie să te îndoi așa că dai cu capul, dacă nu de zidul prea apropiat al temniței. E bine, ce face Dan Voiculescu când ajunge în pat? Dă drumul la tranzistor, ci că are voie la radio dintre ăla cu baterii. Probabil că baterii se găsesc de înlocuit la shop-ul pușcăriei, de unde mai e o gumă, mai e un matchbox, mai e niște tic-tac-uri dintre alea, dar și probabil că mai, nu știu, mai bei un Pepsi, ceva, a, dar se găsesc și baterii, de alea mari, cred că, de alea de tranzistor. Ține minte, când scădea una pe picior, nu mai aveai chef să asculți radio 2 săptămâni. Le bagă pe alea acolo, închide
cutiuța aia o dă cu șurubelnița, tândoaie așa, învârte la șurubelul ăla, și după aia dă pe radio romantic, cea mai mare realizare a vieții lui. Știți, radio-ul ăla obosit, care că emite de 20 de ani aproximativ, e o muzică de aia, cântă Adriano Celentano, da, cântă Toto Cutugno, mai prindem și noi din când în când pe la căști, practic nu există DJ, sunt doia de pe la România Actualități, vreo 2-3 care lansează așa un șlagăr de ăla, imemorial. Și poți să-l auzi pe Aurelian Andreescu cântând cu Copacu, așa, așa se spunea că e dedicat lui Ceaușescu, auzi pe Andreea, Angela Similea, auzi pe Corina Chiriac, sunt toți ăștia, tată. Da, toți ăștia veteranii timpurilor lui Dan Voiculescu, și că asta l-a duc pe el în timp, îi ung sufletul fiecare seară, n-are cu ce să-și ungă sufletul acolo decât eventual cu niște margarină dintre aia făcută din vaselină, asta e la pușcărie. Condițiile sunt jalnice, dar noroc că pătrund undele, este salvat de muzica încântătoare de la Radio Romantic, unde, atenție, muzică, nu zgomot. Da? Acolo nu e Iris, nu sunt ăștia, da? Nu cântă Frank Zappa sau The Cure la Radio Romantic. Acolo e Gabriel Dorobanțu cu gările lui. Astea sunt. Și din muzică să-i auzi pe Adamo, de exemplu, da? Fără probleme, da? Un Dalida din când în când. E extraordinară muzică, fără discuție. Aici nu-l putem contrazice pe marele Voiculescu. Și ci că va rezista acest radio, le spun celor care îl mai ascultă, încă 20 de ani. Grație nepoților, aici mi-a fost frică, va vorbi de el că va ieși de la pușcărie, nu zice nimic. Nepoții, copiii, nepoților, da, toți vor duce mai departe acest prinos de recunoștință cu Radio Romantic. Acum, dacă Traian Băsescu asculta Radio Romantic fără să-și dea seama, să știe totuși că este postul lui Dan Voiculescu și că a făcut și Dan Voiculescu ceva bun pentru țară. La sfârșitul textului îl întreabă pe Băsescu așa: tu ce ai făcut, mă? Atâta timp că Traian Băsescu n-are și el un radio al lui, el are doar niște terenuri. Am înțeles de unde culege castraveți, roșii, țelină, ceapă, ce mai avea nevoie un om la sfârșit de mandat. No. Dan Voiculescu ascultă muzică. Puu vie, așa mi-l imaginez întins deasupra unei vii imaginare, da, mai arunc încât o boabă de, cad boabele acum, mai arunc încât o boabă așa în gură și ascultând o muzică de-asta strașnică din anii 70. Un ABBA, de exemplu, da? ABBA, nu știu, Vingătorul ia tot, țineți minte melodia asta, Waterloo, extraordinară. Cum e, bă, să asculți Waterloo aruncându-ți exact o boabă din când în când în gură și gândindu-te, bă, la Waterloo. Abar n-are Dan Voiculescu, bineînțeles, dar îi vine așa în minte, ce securiști ori fi fost și pe acolo, ce viață era și mea. Băi, dacă aș fi putut să torn toată istoria asta, cum era, bă, să torn la 1815? Frumos, a? Să mă fi deportat și pe mine prin vreo insulă din asta, să mă duelez. Nu era Băsescu născut, de asta n-am turnat. Probabil își plânge de milă. Și mi-l imaginez la popotă, bate așa unul discret, când el ascultă, n-aude, merge muzica de la Radio Romantic, s-aude o bătaie așa în ușă. Nimic, Voiculescu, ascultă pe Toto Cutugno, să zice. Crede că e gardianul de lămăsa, cum sună Voiculescu, cum sună gardian. Și bate la tutuși, m-am adus niște gem de gutui. Să știți, mi-a pus nevastă mea, gardianul pecist. Da, să știți că am fost cu tovarășul Ceaușescu toată viața mea, să nu mă audă, luați aici, mâncați aici, domnul Voiculescu. Da, mulțumesc. Azi că o să ies eu, o să vezi, o să ai emisiunea ta, antene. Și o să desfințez antena Stars, îți fac ție post. Da, să mai mi-aduci, extraordinar. Vino și cu nevastă ta dacă poți. Din când în când așa să mă vizitați. Tare singur sunt. Așa este, că la el nu vine familia și atunci sigur că n-are încotro Dan Voiculescu. Bă, săracul, bine că mai are de stat acolo. Sunt niște anișori încă buni ca să ne mai ducem cu gândul din când în când. O să vă mai povestim așa când ni se mai face dor de el. Mutu ar avea probleme cu viza pentru India, pentru că a încercat o să-și ia de la Scrabble, aia nu-i valabilă. Andreea Zoia, sau cum s-au îndrăgostit șeicii de o moldoveancă, asta apare în Libertatea, incredibil, nici nu știu care e moldoveanca, bă, dar frumoasă e asta, cu voalul pe
A? Ia să vedem. Pagina 6, asta e Miss Podgoreanca. Aici ai Mutu, să tot chinuie să ajungă în India. N-a obținut deocamdată viza. Știți declarația lui Zicu, un alt fotbalist de tipul Mutu, care a zis așa: bă, eu în India nu joc, în Asia m-aș duce, dar în India nu. Bună asta. Cea mai frumoasă arăboaică e de fapt româncă. O cheamă Andreea, bineînțeles, Andreea Zoia. Face legea în lumea modei, ea era de 10 ani în Dubai. O arătăm, sigur, ca să știți că arată bine cu voalul, arată prost altfel, pentru că se pare că e aceeași femeie. Deci atât dovada că aveau dreptate bărbații. Cu cât e mai îngrăcată femeia, cu atât îi stă mai bine. Aici, cu floricelele astea, e absolut nimic. Cred că ar fi luat-o și Turcescu de soție la cum arată. Bun, bă, ar fi luat-o, poate că e un fals și ăsta. Hai să mai așteptăm un pic până sâmbătă și o să vedem atunci. Marea realizare a lui Victor Ponea. Și cea mai mare realizare a lui Dan Voiculescu este Radio Romantic, ca să moară Băsescu de ciudă, să vedeți Ponta. Și el într-un moment ăsta de euforie și-a dat seama că de fapt suntem trecători, că mai nimic nu rămâne în urma noastră, că ne ducem ca UPS-ul ăla, da? Direct cu coroana pe cap, cu lumea celor veșnice. Cantus Mundi, ăsta este evenimentul la care a participat Irina, fica premierului Victor Ponta, da? Doctorița Plușica, așa e mai cunoscută în presă. Cel mai bun lucru în viață este să dai o șansă fiecărui copil, a spus Victor Ponta, emoționat până la lacrimi. Această Cantus Mundi este un program național pentru întrajutorarea copiilor între ale muzicii. Da? Să integrezi copiii cu ajutorul muzicii, indiferent de mediul din care provin. Un fleac. Da? E, pentru că s-a dus și el cu fică sau odată la o organizație, o manifestare din asta, i s-a părut ceva uluitor. Victor Ponta, el care vine din lumea sofisticată, a crevetelui, da, a urșilor panda, a cei mai puneau chinezii aia pe masă, a șarpelui, a șobolanului, a dragonului, da? Când a văzut acolo niște copilași cântând, a zis, asta este, dacă fiică mea zice, mă va întreba peste timp, stai liniștit că nu te întreabă. A, dacă mă va întreba peste timp, tati, care e cea mai mare realizare a ta ca premier? Victor Ponta, care, sigur, îl știți, spontan, vine cu o minciună într-o fracțiune de secundă, nu va mai trebui de data aceasta, cred că va fi o eliberare de tipul Turcescu și la el, și va putea să-i spună, fată, uite, este pentru prima oară în viață când mă întreabă cineva și nu trebuie să mint. Cantus Mundi, dacă mai ții tu minte, e adevărat că sună ca o înjurătură când o spui așa foarte puternic, să o spui, domnul, Cantus Mundi. Dacă te răstești, sună ca o înjurătură și nu-i frumos, într-adevăr, nici pentru noi, dar nici pentru el să înjure în fața unui copil. Deci dacă vreodată fiică sa va fi interesată să-i facă biografia lui Tasu, asta va zice Victor Ponta, după care o va strânge în brațe și va spune, este pentru primă, știți ce eliberare trăiesc, Irina, știi ce eliberare trăiesc, nu mă întreba, nu mă întreba, numai Dumnezeu știe ce trăiesc. Cine este Victor Ponta? Victor Ponta, numai Dumnezeu știe cine este. E, și uite, tot așa va sta cu fetița, va fugi. Tată, nu te mai recunosc. Ce e asta? De fiecare dată îmi spunea o minciună frumoasă. Mă iei acum cu Cantus Mundi. Ce e asta? Nu știu, nu sună bine. Ce limbă e asta? Lasă, nu contează în ce limbă e. Da? Este darul cel mai de preț pe care l-am făcut pentru copii. Și va începe să plângă, posedat, va pleca și el din studio, cine știe unde, la vremea respectivă. Venit din SUA și trecut pe la nunta fiicei baronului de Iași, l-a trecut Val Vârtej, se pare că i-a stat coada aia de la șobolan în gât, Victor Ponta a fost nevoit să le răspundă jurnaliștilor la întrebarea privind lotul celor 9 foști miniștri, cercetați de acum în faimosul dosar Microsoft. E, bineînțeles că se pot face toate procedurile, a zis Victor Ponta, și că nimeni nu se va opune, dar lăsați-i. Că au prestigiu neștirbit deocamdată, da? Sunt nevinovați. Dați-o domnul Tolontan cu prezumția de nevinovăție, că așa era la dumneavoastră la antene. Până când a intrat Dan Voiculescu la pușcărie, ne-a tot făcut să credem că mingea e rotundă. Numai asta auzeam. Prezumția de nevinovăție până când nu ești condamnat definitiv. Da, sigur, asta într-un stat civilizat, dar nu la antene.
Ce prezumție de nevinovăție? Adică vreți să spuneți că dacă Dan Voiculescu era considerat nevinovat de justiție, ce știu eu prin ce întâmplare? Că doar fusese de 66 de ori la termenele de judecată. Să zicem că la un moment dat justiția intra într-un colaps, ceva, nu știu ce se întâmplă, un blocaj. Frica aia a judecătorilor, că și așa ea a fost reală, îl declarau nevinovat. Înseamnă că Dan Voiculescu era nevinovat? Deci nu întotdeauna trebuie lucrurile văzute chiar așa. Deci asta spune și domnul Ponta acum. Sunt oameni, ăștia nouă sunt oameni, care au trăit o viață întreagă cu un prestigiu neștirbit. Și cred că e dreptul lor să-și spună punctul de vedere. Tocmai astăzi Traian Băsescu ne-a anunțat că mediocritatea politicii românești este fără de sfârșit. Și că oamenii de valoare s-au îndepărtat de politică tocmai pentru că miezul acestei bresle a devenit putred. Este un putregai. E bine, exact în acest... pe cine să credem? Premierul ne spune că oamenii ăștia au un prestigiu neștirbit. Deci iată, în politică au intrat oameni neîntinați, imaculați. Da? Vierge de turpo. Da? Și iată că președintele țării ne spune că dimpotrivă n-are sens să mușcăm din mărul politicianist până la cotor, întrucât acolo vom da numai de viermi. Mai este aici o chestiune, zice Ponta, așa totuși a precizat. Există și niște ilegalități, dar nu știu decât despre cele comise de domnul Funeriu și de domnul Vreme. Pentru că asta este, a văzut nota de control, de remarcat că cei doi incriminați fac parte din PMP și s-au autosuspendat încă de la declanșarea scandalului. Bineînțeles că și în PMP sunt numai cinstiți. În momentul în care este prins câte unul, el se dezice de partid, partidul se dezice de el, precum se deziceau extratereștrii în Jandarmul și extratereștrii cu lui de Funes în anii 80, tot așa. Că nu mai știai care e adevărat și care nu. Așa e și aici, și la PMP. Bă, sunt cinstiți toți. Dar dacă ai prins unul, marș imediat afară, nu avem nevoie de el. Da, cum s-a întâmplat și cu ăla cu pui de gostat din Dâmbovița. Da. Marele Florin Popescu. Așa, deci să fac toate procedurile, să stăm liniștiți, strict personal, doamna Andronescu, domnul Atanasiu și toți ceilalți, pentru că nu vreau să arunc anatema asupra cuiva, sunt oameni, într-adevăr, absolut excepționali. Absolut excepționali. Deci, doamna Andronescu, ați văzut-o. Își va da foc, da, să vă duce în junglă dacă îi se spune ceva. No, ea n-a luat niciodată niciun cent, Doamne Dumnezeu. Alții, că 20 de milioane de dolari își pagă. Las 20 de milioane își pagă. Da? Nici măcar Giovanni nu ajunsese la un asemenea nivel. Bun, multă lume a fost surprinsă de absența lui Căcărău de la lansarea candidaturii Klaus Werner Iohannis. A lui Căcărău, prietenul nostru, ne trăiești, coane. Dar iată cum dispare lumea, ce mică e lumea asta și ne învârtim cu toții în ea ca într-un căcat, cum ar fi spus Dinică. A ajuns la TVR, domnul Antonescu, de pe vremea când îi spuneam Căcărău și în ce vogă era, Dumnezeule. Îmi țin minte aici ce a trecut timpul. Eu ieșeam cu Turcescu și el ieșea cu Werner Iohannis. Ha? Și ne-au transmis atunci, pe noi o să ne tot vedeți împreună, avea gura urită, dar numai într-un sens. De voi, adică de mine și de Turcescu, nu băga mâna în foc încă de pe atunci alu Căcărău. Uite că între timp praful s-a ales și de Robert Turcescu, dar și de acest cuplu, care astăzi nu se mai înghite, nu mai are nicio legătură. Da? S-au despărțit, nu-și mai fac campanie, nici nu se mai regăsește în proiectul domnului Iohannis. Citind printre rânduri, înțelegem că Iohannis l-a dezamăgit pe Căcărău. Pentru că nu mai este cel care era în anumite momente. Punctul ăsta de vedere, cred că aș fi un pion dăunător dacă aș mai face parte din acest proiect, a declarat Antonescu, care este așa ca un bătrânel care s-a retras și jrumegă bătrânețile pe banca aia făcută de vreun primar de sector în fața blocului. I-a făcut și de o bancă nouă, i s-a așezat vopseaua pe fund și cum e singur, nu mai are nevastă, nu mai are cine să o șteargă, rămâne cu pantalonii aia cu vopsea așa până când o veni ploaia la un moment dat. Și o șterge. În fine, stă și jrumegă acolo cariera, nu-l mai întreabă nimeni. Dacă a ajuns la TVR, vă dați seama, nu mai reprezintă o miză pentru nimeni. Ne-a asigurat că aripa Antonescu în PNL categoric nu există. Da? Cine mai crede în Crin Antonescu în momentul de față? Iohannis se duce pe drumul lui,
dar se pare că, fără susținerea lui Căcărău, nu știu ce ori crede oamenii din Isaccea în momentul de față, să-l vadă pe alu Căcărău, că îi asigur la București îi spune totalmente nejustificat Antonescu, rămas singur. Cred că, de fapt, în momentul de față, eu să fiu alu Căcărău acum, m-aș întoarce în Isaccea și cred că aș pune bazele unui radio pentru bătrâni. De exemplu, Moș Căcărău, să zicem, un nume frumos de post de radio. Obții o licență fraudulos, să zicem, acolo. Sau dacă nu are importanță, pui un băț dintre ăla. Știți că în Isaccea și cartofii cresc cât nucile. Acolo vacile sunt cât găinile. Dar totul e miniatură. Te duci acolo și stai și te uiți în zare, așa, către nicăieri. Delta aia, în zona aia, nu se termină nicăieri. Da. Și stai și să vorbești despre bătrâni, să-ți rumești firul, paiul ăla în gură. E târziu, fraților, publicitate și revenim. Dragi prieteni, ar trebui să vă prezentăm astăzi, în partea editurii Litera, 10 volume ale laureaților premiului Nobel, deși primul era Liviu Rebreanu. Din câte știu eu, Liviu Rebreanu n-a câștigat premiul Nobel, dar merge și așa. Da? 22 de volume sunt de fapt cu totul, dacă le luăm. A? 99 de lei în reducere de la 377, dacă comandați un SMS cu textul Litera la 1800. Aș încheia cu o rețetă pentru doamna Nina, ghebe la cuptor, frate. Poate cine știe, ăsta să fie sfârșitul. Pe mâine seară.